Fără dubii, campioana absolută a pandemiei este Bayern München, care a cucerit în acest an tot ce se putea de cucerit. De la reluarea fotbalului, nemții au disputat 23 de partide, au obținut 22 de victorii și, în mod surprinzător, au pierdut un meci cu 4-1 în fața lui Hoffenheim. Mai multe cluburi mari ale Europei au avut parcursuri senzaționale pe vreme de pandemie, dar la un moment dat s-au poticnit și doar AC Milan rezistă neînvinsă. De la relansarea competițiilor din iunie, italienii au strâns 24 de meciuri, au obținut 20 de victorii și 4 egaluri. Care sunt motivele acestui succes? Discutăm în continuare, dar înainte de a merge mai departe, v-aș ruga să apăsați butonul de subscribe. Hai să ne apropiem cât mai curând de 100.000 de abonați. Mulțumesc și vizionare plăcută! Unul dintre motivele succesului este cu siguranță Zlatan Ibrahimovic. Suedezul a readus în vestiarul Milanului spiritul de luptă pierdut de multă vreme de la retragerea generației glorioase. Mai de mult, Zlatan a declarat că dacă anul trecut venea la Milan de la începutul sezonului, trofeul Seriei A revenea pe San Siro. De asemenea, suedezul a declarat că în acest sezon fanii Milanului nu trebuie să mai aibă motive de îngrijorare. Mult așteptatul titlu se va întoarce în mâinile rosonerilor atâta timp cât el se va afla pe teren. Și pare o nebunie, dar Zlatan în momentul de față chiar pare unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii. Iar după dubla din derbiul cu Inter, acesta a declarat că la 20 și 30 de ani mai putea fi oprit de cineva, dar acum nimeni nu poate să o mai facă. Astfel de declarații cu siguranță ridică moralul jucătorilor, dar și al fanilor. Dacă vreți părerea mea, în acest sezon am urmărit două meciuri de ale lui Ibra, cel cu Bologna și cu Inter. În ambele partide a reușit câte două goluri. Și cred că i-aș face o mare nedreptate dacă aș spune că acesta s-a evidențiat doar cu dublele. Nu este așa, s-a simțit clar că el este liderul echipei, practic a acționat fără greșeli, de aproape fiecare dată a găsit pasa perfectă și în majoritatea momentelor a pus în pericol poarta adversă. Un alt motiv care ne face să credem că Milanul este pe calea renașterii sunt tinerii jucători care sunt din ce în ce mai promovați pe San Siro. Începem cu portarul Gianluigi Donnarumma, care la ai săi 21 de ani de 6 sezoane titular la Milan. Iar acest lucru este unul incredibil. Cred că valoarea acestui jucător e greu de contestat, iar ce mă uimește pe mine cel mai mult la ele, sângele rece pe care și-l păstrează în orice situație, indiferent de miză. Și în apărare, milanezii au copii promițători. Davide Calabria și Matteo Gabbia, ambii fiind elevi ai Academiei. La mijloc, la fel, nu se pune problema. Frank Kessié, Sandro Tonali, Ismael Benacer, Alexis Sailmakers, Jens Peter Hauge, Andrea Capone sunt toți fotbaliști mai tineri de 23 de ani. Situația e la fel de solară și în atac. Rafael Leao și Brahim Diaz au câte 21 de ani. Daniel Maldini are 19 ani, iar Lorenzo Colombo nu are decât 18 ani. Vârsta este și de partea celorlalți jucători pe care mai poate conta antrenorul Stefano Pioli. De o pildă în defensivă, numai Simon Kjær este trecut de 30 de ani. Danezul de 31 de ani dădea la un moment dat impresia că este naufragiat prin lumea fotbalului. După ce nu a reușit la Roma, acesta a călătorit pe la Fenerbahce, Lille, Sevilla, Atalanta și uite la abia acum regăsindu-și consistența în joc la Milan. E un stâlp și unul dintre cei mai siguri oameni din acest sezon. Mai e de 30 de ani și Matteo Musacchio, care în acest sezon își vindecă rănile. E o personalitate curioasă și argentinianul, îmi amintesc când doar dea la Villarreal era dorit de multe echipe, dar până la urmă ales-o pe Milan. Am fost puțin uimit atunci. De asemenea, diavolii mai au în apărare și alți băieți buni. Alessio Romagnoli, un om în care s-au investit foarte multe speranțe și încă se mai investesc. Mai e și Andrea Conti, un fundaș dreapta foarte talentat. Să nu uităm și de Diogo Dalot, portughezul de 21 de ani adus recent de la United. Și desigur, probabil cel mai expresiv și eficient fundaș al Milanului, Theo Hernandez, într-o formă senzațională francezul.
La mijloc, pe lângă tinerii enumerați anterior, mai sunt și alții pe care Stefano Pioli mizează destul de des în acest sezon. Și în primul rând este vorba despre turcul Hakan Çalhanoğlu, care la fel încă se află în prima parte a carierei. Playmakerul diavolilor are abia 26 de ani. De asemenea, mai este și Samu Castillejo, care, în opinia mea, nu prea se integrează în planul tactic al Milanului. În același timp, spaniolul nu prea vrea să-și asume rolul rezervei, așa că e mai complicat în cazul său. Eden mai este și bosniacul Rade Krunic, care în acest sezon a fost folosit în toate meciurile. Mijlocașul de 27 de ani a fost utilizat mai mult ca rezervă, însă de fiecare dată când a fost aruncat în luptă, acesta a dat dovadă de dedicare totală. Chiar dacă nu are calități evidente, acesta are calități subtile și, zic eu, pe parcurs poate fi util. În atac, pe lângă Liao Diaz, Maldini și Colombo, Milan mai dispune și de alți doi super jucători care de fapt sunt esențiali în ceea ce ține eficiența rosonerilor, Zlatan Ibrahimović și Ante Rebić. Mi-amintesc de vremea când Rebić alături de Jovic făceau furori la Frankfurt. Ambii erau doriți de echipe mari, până la urmă Jovic a ales-o pe Real, iar Rebić pe Milan. Deci am ajuns până aici și am vrut să vă comunic că probabil în acea vreme Rebić o vedea pe Milan ca pe o echipă cu potențial unde ar putea crește. Un alt factor care îi face pe milanezi să viseze frumos sunt tradițiile. Nu se pune problema, AC Milan este unul dintre cele mai mari cluburi din toate timpurile, poate chiar printre primele două alături de Real Madrid. Așadar, în ultima vreme am observat o tendință a milanezilor de a trage paralele cu trecutul. De o pildă, directorul tehnic a fost desemnat probabil cel mai mare jucător din istoria clubului, Paolo Maldini. El este omul care i-a condus pe rossoneri spre cele mai frumoase victorii. A fost promovat în echipa mare și Daniel Maldini, fiul marelui fundaș. Daniel este atacant și cu siguranță i-am face o mare nedreptate dacă am spune că a ajuns în echipa mare datorită legăturilor sale. Nu, fraților, nu este vorba de blaturi aici. Maldini Junior este un jucător extraordinar și cred că o să mai auzim multe despre el în continuare. O altă similitudine cu trecutul este Lorenzo Colombo. Tânărul atacant nu este singurul cu acest nume care a îmbrăcat tricoul Milanului. Spre sfârșitul anilor 90, când rossonerii dominau fotbalul, unul dintre jucători lor exponențial era Angelo Colombo. De asemenea, în această vară, Milanul a dat de înțeles că nu vrea să se desprindă de trecutul glorios, aducându-l pe noul Pirlo. Este vorba despre tânărul Sandro Tonali, care este nerăbdător să-și etaleze toate abilitățile pe San Siro. Antrenorul principal al Milanului este Stefano Pioli, un tehnician de 54 de ani. În trecut acesta a căpătat experiențe la echipe precum Inter, Lazio sau Fiorentina. Pioli iubește fotbalul ofensiv, riscant și totodată tacticizat. E genul de specialist care nu iubește să fie surprins. E și corect, un lider poate fi învins, dar niciodată surprins. Pioli are la dispoziție alegere pe fiecare poziție și cu siguranță, dacă voșii vor da timp, acesta va forja un 11 perfect împreună cu care va obține rezultate mari. La ora actuală, situația pare destul de senină pentru Milan și s-ar putea ca în acest sezon totul să reintre în normal pe vechile făgașe, căci tradițiile nu pot fi ucise atât de ușor. Fraților, Milanul a revenit! Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!